Marea Ioniană, o subdiviziune a Mediteranei, numită după unul dintre străvechile triburi elene, se întinde între Italia, Albania și Grecia. Doar 3 km separă coasta albaneză de insula Corfu, Kerkira în limba greacă. Situată la răscrucea dintre apusul și răsăritul Europei, a fost veacuri la rând controlată de venețieni, apoi de francezi și de britanici. Arhitectura fortificațiilor sale amintește de cea occidentală. Portul, veșnic aglomerat, e o prezență constantă în viața localnicilor. Faimoase destinații turistice: Kefalonia, cea mai mare insulă ioniană, și Zakynthos. Valurile albastre scaldă și țărmul pustii, cu faleze orbitoare de calcar alb și stânci vulcanice, capcane fatale pentru sute de ambarcațiuni. Sau nu de aceste locuri, toți se bucură de plajă, de soarele generos și apele liniștite. Navigatorii amatori pot fi derutați de mulțimea insulelor și insulițelor ce conturează țărmurile acestei țări, peste 6.000 la număr, dintre care doar 227 locuite. Insula Peloponez, din sudul Greciei continentale, are aproximativ 20.000 de kilometri pătrați și o populație de 3 milioane de locuitori. Cel mai mare oraș este Patras, prin al cărui port trec jumătate din vapoarele turistice. Traficului, până acum preponderent maritim, a fost preluată de podul, lung de aproape 3 km, ce leagă două localități situate de o parte și de alta a Golfului Corint, Rion și Antirion. Inaugurată cu o săptămână înaintea Jocurilor Olimpice din 2004, după lucrări care au durat 7 ani, această minune a tehnicii deține două recorduri mondiale. Este cea mai lungă punte suspendată pe cabluri și are cei mai groși piloni, 90 de metri diametru. Totuși,
mulți preferă transportul pe apă celui rutier. E lent, dar mai puțin costisitor. Prin comparație, bătrânul canal Corint, deschis în 1893, pentru a scurta cu 700 de kilometri distanța dintre Marea Ioniană și Marea Egee, pare depășit. Are 6 km lungime și o lățime de 21 de metri, separând complet Peloponezul de Grecia continentală. Ne apropiem de legendara capitală a Greciei. În golful Eleusina, zac epave ce așteaptă să fie reciclate ca fier vechi, dar și nave puse la conservat în așteptarea unor contracte avantajoase. La fel cum stau ancorate și numeroase echipaje în largul Pireului, principala poartă maritimă a țării și cel mai mare port european de pasageri. La numai 27 de kilometri depărtare de Atena, insula Egina îi îmbie pe cei care vor să evadeze câteva ore din metropola sufocată de construcții, printre care Acropola cea falnică abia se mai distinge. Lăsând în urmă excesele urbanizării, trecem de capul Sunion, extremitatea sudică a peninsulei Atica, unde se înalță ruinele anticului templu al lui Poseidon. Aceasta este Marea Egee, unde navigatorii greci își dovedesc maestria împotriva capriciilor vântului. Grupul cicladelor, Kyklos în greaca veche însemna cerc, cuprinde aproximativ 220 de insule, multe nelocuite. Pe cele mai mari, cum ar fi Amorgos, Paros, Milos ori Naxos, predomină construcțiile albe, în contrast plăcut cu stâncile golașe și albastrul undelor. Mykonos, insula molilor de vânt, era odinioară o pitorească așezare rurală. Acum a devenit preferata miilor de vizitatori, atrași de trepidanta viață nocturnă și facilitățile luxoase. La numai 2 kilometri, în mijlocul arhipelagului Cicladelor, insula Delos, acum pustie, ne îndeamnă să medităm la vremelnicia gloriei. Mitologica obârșie a zeului Apollo și a surorii sale Artemis era unul dintre marile centre religioase ale lumii antice și o înfloritoare așezare urbană cu aproape 30.000 de locuitori. Ruinele bătute de vânt sunt doar o palidă amintire a mărețului trecut.